În 1997, pe 24 februarie, ne-a părăsit Ion Voicu, violonist de reputație mondială. În perioada 1972-1982 a fost director al Filarmonicii George Enescu din București. Ion Voicu s-a născut pe 8 octombrie 1923 la București într-o familie de muzicieni de etnie romă. Pe la vârsta de 4-5 ani și dorea să primească o vioară mică, iar de Paște chiar avea să capete un asemenea cadou. Micuțul nu s-a desprins toată ziua de vioară, iar până seara deja reprodusese toate melodiile pe care le cunoștea. Printre cei care l-au inițiat pe Ion Voicu în studiul viorii s-au aflat Garabet Avachian și Vasile Filip, pentru ca la 14 ani să dea examenul de admitere la Academia Regală de Muzică, unde a intrat direct în anul 5. A reușit să absolve cursurile, care durau 7 ani, în doar 3 ani, în 1940. A devenit solistul Orchestrei Naționale Radio, uimind criticii acelei vremi. La unul din concertele sale a atras atenția lui George Enescu, care i-a oferit lecții gratuite. În anul 1946, Yehudi Menuhin a organizat la București un concurs muzical, iar Ion Voicu a obținut primul loc. Statul român i-a dat maestrului în folosință o vioară Stradivarius. În cei 50 de ani de carieră, Ion Voicu a susținut sute de concerte în întreaga lume, la Paris, New York, Londra, Roma, Viena, Tokyo sau Berlin.